Nu uita că doar pe Enable găsești cele mai bune jocuri la cele mai ieftine prețuri doar pe linkul din descriere. Bine, nu v-am regăsat un episod. Aici avem Humble Salus Report 29-3-2023. Mind Meadows se scoate pe 5 aprilie și tot pe 5 aprilie apare Scurvy Shoals Venture Zone și Dungeons, unde aici ne arată practic ce s-a aflat în Blockbuster, mai exact Carbide și Glockstar, unde dacă n-ați făcut paginile, cele 13 pagini sau 13, îmi pare rău pentru voi, pentru că Carbide și Glockstar, Carbide în special o să vă aștept pentru următorul sezon. Game Session din nou se termină, am ajuns pe la Wave 10 la damage, nu este nimica. Apare pe 29 martie, adică astăzi, adică 30 martie apare astăzi, sau apropo de fapt când a apărut acest videoclip. Bug fixes, fixing issue de prevenire some windows from being closed, fixing issue de cost per experience hitching when joining a player that was already inside the zone, nu știu ce înseamnă asta. Fixing issue while traveling mini bosses were not taking damage from traps, mi s-a întâmplat și bine că au rezolvat-o. Continue to make improvements on the issue involving the Thundery Weapon. Mereu găsesc ceva ăștia la Thundery Weapon, eu zic să o scoată și aia. Este în șeful de River the Pump, mission that prevented the Fortress crafting schematic from appearing in the trap inventory. Adică, nu știu, mi se părea absolut corect și asta unde trebuie să apară. La ultima, sau nu știu, mă rog, e alt bug la River the Pump, este că nu poți să dai start la bombă, asta e alt bug. Fixed an issue that prompted players to install Save the World every time launched Fortnite, even if they already had installed. Oh, da. Bună asta, bună asta, în sfârșit s-a scos asta, e bună asta. Chiar e bună, Doamne ajută că s-a scos asta. Și cam atâta, cam asta a fost tot. În 2 minute am terminat tot, ești nebun. Nu uitați, pregătiți-vă pentru Dungeons, pentru noul sezon de Venture, adică cel mai șmecher sezon de Venture. Probabil o să fac live-ul chill, doar farmând și cam aia, nu știu. Ce să vă zic, eu am fost, am un sezon nou și ne zic bun la un episod. Ciao.